Măștile nu reprezintă soluția miracol contra pandemiei de COVID-19, iar folosirea lor generalizată la nivelul populației nu este justificată decât dacă celelalte măsuri sunt imposibil sau dificil de pus în practică, a estimat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizației Mondiale a Sănătății. Nu există o soluție miracol, doar purtarea măștilor nu poate opri pandemia de COVID-19, a declarat acesta luni în cursul unei conferințe de presă online de la Geneva. În afară de faptul că trebuie folosite doar de profesioniștii din sănătate în contextul penuriei, ea poate fi justificată la nivelul populației dacă alte măsuri precum spălatul pe mâini și distanțarea fizică sunt limitate de lipsa de apă sau de densitatea mare demografică, a mai adăugat el potrivit agenției France Press. De la apariția în decembrie în China, pandemia a cauzat mai mult de 74.000 de morți în lume, dintre care 50.000 în Europa. 1,3 milioane de cazuri au fost raportate în total pe planetă.